Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ziua și să ne luminăm cu preazmirea și unii pre alții să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc spre noi, să iertăm toate pentru înviere. Și așa să strigăm, Hristos a înviat din morți, cu moartea remoarte călcând, și celor din morminte viață dăruin lume. Dumnezeule, curățește-mi Hristos a înviat din morți, cu moartea de și cerul din viața lumii. Hristos a înviat din morți, cu moarte de lucruri și cerul din viața lumii. Slavă Fiului Dumnezeu și pe un pace de împrăvoire. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte de lucruri și celor din mormânt de viață de lumii. Doamne, bine, să ne înțelegi cu noi să vă vesti la altă parte. Și celor din binecuvântați și iertați, Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață.
binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului, pentru cinstita preoțime și cea pentru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru poporul român drept-credincios de pretutindeni Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscați, prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi,
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, Stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții, să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sfântul Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Dumnezeu nostru, a cărui slăvire este nemăsurată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și milă de oameni, a cărui milă este nemăsurată și milă de oameni, caută spre noi să se biserică aceasta și pe rogată numele tale și numele tale, cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Binecuvintează suflete al meu pre Domnul și toate cele din lăuntru meu numele cel sfânt al Lui. Bine ești cuvântat, Doamne! Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții, să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Dumnezeul nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, în ea bisericii Tale păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale, Tu pe aceștia îi preamărești dumnezeiască puterea Ta și mânăsa pe noi, cei ce nădăjduim pentru Tine. Fiule și cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai binevoit pentru mântuirea noastră, a te întrupat din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, care ne-ai schimbat pentru pași, răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule,
cu moartea premoarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpână noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pură Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte căzând cădânci, cel ce de nou acestui văzut și la cel ce și la doi și la trei, ce să nu se mute cum să nu cerile, însă și acum să primi pe cel ce nu s-a lucrat. Și cel ce va să fie viață veșnică, Domnului, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce și la cerul, cetele și poștile, îngerilor și ale arhanghelilor, Înțelepciune, drepți. În biserici binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte tot încălând. Și cerul din morți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, mântuiește!
Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. 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 Aminte, pace tuturor. Și Duhului tău, mare este Domnul nostru, și mare este tăria Lui și priceperea Lui mare, dar lăsați pe Domnul că este bun. Înțelepciune din faptele Sfinților Apostoli citire. Să luăm aminte. În
Hristos a venit din morți cu moartea pe moarte, că și cerul morții cu viața de Hristos a venit din morți cu moartea pe moarte, că și cerul din morții cu viața de lume. Hristos a venit din morți cu moartea pe moarte, că și cerul din morții cu viața de lume. Adevărat, Dumnezeu, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne dăm viață pe vreunul dintre ei. Și se află și mulțimea din cetățile din prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți pe Duhurile Dumnezeu. Și pururea și cineva. Pace ție celui ce ai citit. Înțelepciune, dreptă, ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. Cea din tia săptămânii, atunci când s-a înserat și ușile fiind încuiate, acolo unde erau ucenicii adunați de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a grăit: pace vouă! Și după acest cuvânt le-a arătat lor mâine și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăși: pace vouă! Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și grăind acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora veți ține, ținute vor fi. Însă Toma, unul dintre cei 12, numit geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus, deci au spus lui ceilalți ucenici: am văzut pe Domnul.
dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în palmele lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui erau înăuntru în casă și Toma era împreună cu ei și a venit Iisus, deși ușile erau încuiate, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu degetul tău în coace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și a răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, iar Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut, fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi și alte minuni multe care nu s-au scris în cartea aceasta, iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând, viață să aveți în numele să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, atotstăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului și pentru toți cei întru Hristos, frați ai noștri. Doamne, încă ne rugăm pentru poporul român, drept credincios de pretutindeni, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, ne rugăm, pentru frații noștri, preoți, monahi, rudiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește, ne rugăm pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pentru mila, viața, pacea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcătorii sfânt lăcașului acestuia. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în Sfânta și pentru tot cinste biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la Tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă cei chemați Domnului. Doamne, miluiește! Cei credincioși, pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește! Să-i învețe pe dânsii cuvântul adevărului. Să le descopere lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Să-i unească pe dânsii cu Sfânta Sa sobornicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Cei chemați capetele voastre Domnului să le plecați. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Toți sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni dintre cei chemați să nu rămână, cât suntem credincioși iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune, ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și de să te trupești nu se veni să vină să apropie sau să slujească Ție Împăratea Slavei, căci a slujit să rupi mare și făcușitor chiar pentru putere cele cerești, dar totuși pe durerile de oameni ce nevrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiu s-a făcut și ca să bună toată nerea slujba sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că singur Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, de cele cerești și le pământești, Cel ce ești pe Tronul Herodinilor și ești Domnul Serafim și Împăratul Israel, ce
Cel ce singur e sfânt și de sus se odihnește spre tine te rugăm. Cel ce singur bun și vinovător caută spre mine păcătosul și netrebnicul robul tău. Încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învredicește-mă puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea Sfintei mise acestea, să jertfesc întruși pe acolo pe trup și scutul tău sânge, căci la tine vin pe gândul urmajului și mărăție, să nu întorci fața de la mine, nici să mă iubesc slujitorii tăi, ci bine-mi să-ți fie fie să stau, de către mine păcătosul și întregul cu Domnul tău, căci tu ești cel ce aduci, cel ce te aduci. Cel ce vrea și cel ce vrea să-ți fie slavă 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 și prea Sfântul și Bunul și de viață făcătorului tău, acum și purile și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe el vin cu taină în chipul și făcător de viață, trăim întreiți de către la vecea, toată grijă cea vrează, acum s-a întâmplat, dar pentru acum tuturor să pun și un cojurat în chip, ne văd ce din gerești, aleluia, aleluia, aleluia. Noi care pe el vin cu taină în chipul și făcător de viață, trăim întreiți de către la vecea, toată grijă cea lumească, acum s-a întâmplat. Ca pe împăratul tuturor să fim pe genul conjurat în chip, nevăzdicem de vești. Aliluia, aliluia, aliluia. Noi care pe Helul vin cu taină, în chipul și pură de viață, pe el vrei să ne vedea la vece, toată vecea să ne vedească, acum să o lepădăm. Ca pe împăratul tuturor să fim pe genul conjurat în chip, nevăzdicem de vești. Aliluia, aliluia, aliluia. Și de viață făcătorul de Duh. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu Duhul. Și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul de Sfânt Hristoase, pe toate îngerii, cel ce ești frumos. Hristos a înviat de vieți, moarte, călcâni și ce Hristos a viață, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și noi ne dăm viață în viață, Sfântul Dumnezeu, cei de la treia zi. Iluminează, pe salt acum și pe depresioane. Și iar tu până atunci când te-ai văzut, să-ți spune și să te-ai văzut și să-ți spune și să-ți spune. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne vine viață veșnică. Închinăm unei sfinte iubiri în celei de-a treia zi. În plavă, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne dă viață veșnică, pentru că noi Sfinte iubirii din cei de a treia zi. Dumnezeu ne curățește, binecuvântați, iertați, ridicați mâinile voastre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Pe noi îți aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeu, de bună mireasmă duhovnicească, pe care prin ungurile jertfei, cel mai presus de cer, mătumit de harul prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului.
pe înalt preasfințitul arhiepiscopul Usu Teodosie al Tomisului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe poporul român dreptcredincios de pretutindeni să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți lumii și călugăresc, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justi și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorei Sfânt Lăcașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători de Sfinte Lăcașuri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe ostașii români, căzuți toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și slava Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soții, soții, pe fiecare tărâdenie cu noi să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Iosif cel cu bun chip, de pe un prea curatul tău, cu genunchi curate, cu șuvelul, cu miresme, îngropându-l în mormântul nou, cu locus, în mormântul frucă, Dumnezeu nostru. Pe toate lucrurile cel ce ești Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Îndurările unui născut Fiului Tău cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului tău. Să ne iubim pe alții ca într-un gând să mărturisim. Iubite voi Doamne, Domnul să scăpare mea și viața mea și izbăvitorul meu. Iubite voi Doamne, vă rugăm, Domnul să scăpare mea și viața mea. Iubite voi Doamne, vă rugăm, rul meu.
ușile în ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atoțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă cu pace a o aduce. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Să avem inimile. Avem către Domnul. Să mulțumim Domnului. Vrednicie și cu dreptate este, căci tu ai să-i văzut în asupra cu cercetătorului, cu șoțul Sfântul și Duhul Sfântul cel Sfânt. Tu, din ființă, din ființă, ne-ai adus pe noi și găsând noi iar și indicat când de depărtat cu Sfântul Sfânt. Nu-i bărțile așa să fie. Pentru toate acestea, mulțumim și unul Sfântul Păște Duhul Sfântul 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 de arhanghel și de heruicul și mulți afli cu șase aripi care se înalță zburând. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Cu aceste fericite pătești, Sfânt ești și prea sfânt, slava ta este Domnul, 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 să aibă viață veșnică. Sfânt ești pe sine să aibă viață veșnică. Nu și apostol. O să-i crucei din mână.
Mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cină, zicând. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-te aminte așadar de această poruncă mântuitoare, de toți lucrurile noi, de cruce, de groapă, de vira cele trei zile, de sura cerul și cea de dreapta, cea de prostorită, iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mi prin păcătosul, Dumnezeule, curățește-mi prin păcătosul, Dumnezeule, curățește-mi prin păcătosul și mă mântuiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunului luat de la noi, cine numește nouă celor ce ne rugăm ție. Inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunului luat de la noi, cine numește Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea, pe acela bunului luat de la noi, cine numește nouă Cel ce-ai trimis. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Încă aducem ție această slujbă duhovnicească și preasfântește. Te rugăm, te rugăm și mulți să te rugăm. Te rugăm Duhul Tău pe Cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri și slujbe înainte. Și fă adică până aceasta, aceste trupuri, Hristosul Tău. Amin. Iar ceea ce este trupul acesta, ce este sângele Hristosului Tău. Cel Sfânt. Amin, amin, amin. Pentru ca să fie cel Sfânt, 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 cel Sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioara, Maria. Îngeri.
strigat către cea plină de doruri curată, Fecioară bucură-te și iară zic bucură-te că fiul tău a înviat, a treia zi din mormânt și premorția ridicat. Veseliți-vă, popoarelor, popoarelor, luminează-te, luminează-te, omule, Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Simone, iar tu curată, născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o înviere a celui născut, născut al tău. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și ne dă nouă cu gură și cu inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi
cu toți. Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstite daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos, să cerem. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice: Tatăl nostru, Bine iubitorului de oameni, îți încredințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu milință să cădem înainte Ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim având cuget curat cu cereștile și împărtășitoarele tale taine ale acestei sfinte și credincioase mese, care s-a repăcat în spălătoare pe greșelile, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre plinirea pe toate le-am dus. Pe cei ce și-au plecat ca tine, că nu au plecat Duhului și Sfântului, ci ție, pe cele ce stau după trebuința de că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor!
Capetele voastre, Domnului, să le plecați. Cu harul și cu îndurările și viile de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Aminte, Sfintele Sfinților, se sfărâmă și se împartă, se sfărâmă și se împartă, căldura credinței plină de Duhul Sfânt. Amin, amin, amin. Cinstitul și căci nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta. Hristos a învățat, nu s-o judecat, s-o spune, 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 s-o spune. Thank you.
Eu sunt învierea și viața. De ce este primitoare de oameni pe care că și în ziua de acum nu vreau cinci pe cerești și nimitoare. Îndreptează calea noastră. Întărește-ne pentru întrufica ta. Păzește-ne viața noastră. Păzește-ne pahară. Și nu știu cine să vină să ne vină și 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 ne vină. Hristos a înviat. Pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Iubiți credincioși, iată-ne la o săptămână după învierea Domnului. Iată-ne parcă împreună cu ucenicii și cu apostolii Mântuitorului în foișorul cel de sus. Iată că se continuă Evanghelia pe care am auzit-o la vecernia învierii și anume Evanghelia zisă a lui Toma. Nu Evanghelia după Toma, ci Evanghelia care ne vorbește despre episodul cu Toma. Spune Sfântul Evanghelist că atunci când erau ucenicii adunați în foișorul de sus de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și a zis: pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Însă Toma, unul dintre cei 12 numit geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Și i-au spus ucenicii: am văzut pe Domnul. Și el a spus: dacă nu voi pune degetul meu în coasta sa și mâna mea în semnul cuielor, nu voi crede. Așa se încheia, iubiți credincioși, pericopa Evangheliei din vecernia învierii. Și iată că astăzi ne continuă Sfinții Părinți pericopa, spunând în continuare că la 8 zile, fiind adunați ucenicii de frica iudeilor în foișorul de foc, a venit din nou Iisus, ușile fiind încuiate. Și a stat în mijlocul lor și a zis: pace vouă! Și lui Toma i-a zis: Tomo, adu degetul tău și vezi semnul cuielor și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Și atunci Toma a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Mântuitorul i-a răspuns zicând: pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiți însă cei care nu m-au văzut și au crezut. Și continuă Sfântul Evanghelist Ioan spunând: alte minuni multe a făcut Iisus înaintea ucenicilor, care nu s-au scris în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să știți că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând, viață să aveți în numele Lui. Nu sunt nicioși nimic mai mult și mai puțin. Iată că ne-am purtat o săptămână
oarecum cu întrebări. Poate că în această săptămână au mai fost și tot felul de argumentări, poate că mulți dintre frații noștri au încercat să vă spună cum este cu moartea Mântuitorului, cu părerile altora. E bine, eu niciodată n-am îmbrățișat aceste justificări, pentru că aceste justificări le face cineva oricare se îndoiește el însuși, ori în fața unor oameni care se îndoiesc, iar în fața unor oameni care se îndoiesc, nu avem ce vorbi. Chiar îmi aduc aminte de Dumnezeu să-L odihnească profesorul meu de îndrumări misionare, Părintele Arhidiacon Petru I. David, care spunea: fraților, noi vă învățăm aici la îndrumări misionare, la sectologie, tot ceea ce trebuie să știți despre învățătura de credință, dar să știți că dacă vine vreun sectant din capul locului, nu aveți ce să-l lămuriți, pentru că el e lămurit, gata, lăsați-l așa. Nu faceți altceva decât să vă ieșiți din pepen și poate că vreun enoriaș al vostru, uitându-vă la voi cum vi se ridică tensiunea, o să spună: păi ce, ăsta e părintele nostru? Păi ce, voi credeți că enoriașii voștri vor să vă vadă enervându-vă? Vor să vă vadă negri la față? Vor să vă vadă cu lumina lui Hristos? Așa că am învățat lecția aceasta și n-am să vă vorbesc niciodată despre arătările Mântuitorului sau părelnica lui înviere și mai departe, părelnica moarte. Nu, acestea sunt lucruri pe care ori le credem, ori nu le credem. Și dacă sunteți aici, înseamnă că le credem. Suntem aici adunați nu de frica iudeilor, nu de frica ploii, nu de frica altora. Și chiar mă bucur că săptămâna aceasta așa a rânduit Dumnezeu să iau experiență și după niște saloane de spital. Și chiar cei care m-au văzut n-au știut că sunt preot, pentru că n-am venit în calitate de preot, am venit în calitate de vizitator la tatăl meu, socru, ca să-l văd, pentru că inima îți dă semne atunci când ți-e lumea mai dragă. Și ei nu m-au văzut că sunt preot, că nu scrie pe mine preot, probabil că din atitudine, așa, câte puțin. Și unul dintre ei, probabil, ori bănuind, ori tata socru s-a mai dat în vorbă cu el, și zice: acum și cu Dumnezeu nu prea știm noi ce a venit cineva de acolo. Înțeles că m-a cam iritat această atitudine, dar ce era să-i fac? Omul și așa avea destul o țândă, m-am gândit eu. Dar el, văzând că nu prea zic nimic, totuși a insistat. Și am zis: noi credem că nu ne ajung 80 de ani, 90 de ani când ne dă Dumnezeu acum. Când îi zici unui bolnav care e cu inimioara, știți că într-un salon nu e unul cu piciorul, altul cu degetul și așa. Nu, toți erau cu inima. Când aude unul că noi nu ne mulțumim cu atâta, parcă a început să-i se aprinde și lui flacăra. Hopa, stai bă, că zice bine nenea ăsta. Și zic că pentru mine cel puțin nu m-aș mulțumi ca după 80-90 de ani să zică stop. Trebuie să văd ieși de dincolo. Și atunci zice: da, e adevărat, dar am constatat că de Dumnezeu ne aducem aminte numai când nu suntem sănătoși. Numai la boală ne aducem aminte. Și a început omul să intre între ale lui și îmi dau seama că această mentalitate este specifică întregului popor. Acum nu știu la alte popoare cum va fi, dar să știți că la poporul român întotdeauna această credință începe să apară atunci când ne atinge Dumnezeu cu ceva. Când ne atinge cu alea bune, cu siguranță că nu ne uităm spre El. Dar când ne atinge așa cât un organ mai plăpând, când ne atinge Dumnezeu cu câte ceva, imediat ne aducem aminte de El. Și începem să ne îndoim la început, apoi să ne dăm seama că oricum nu avem altă scăpare și începem să avem o anumită relație cu Dumnezeu. Despre această relație cu Dumnezeu aș vrea să vă povestesc câteva clipe în ziua aceasta frumoasă. Frumoasă numai dacă știm să o vedem frumoasă. Dacă ne uităm afară și ne gândim că vine 1 mai și nu prea o să fie frumos pentru turiștii care așteaptă să calce în gropile din bătătura noastră, atunci cu siguranță că vom fi niște ticăloși care vom zice: ia uite Doamne, iar plouă, iar așa mai departe, veneau și la noi câțiva turiști, ne mai mâncau dintele noastre, mai câștigam și noi ceva. Dar dacă vedem așa cum vede Dumnezeu, poate că îi ține pe bieții oameni acasă să nu se ducă duhul că litoralul nostru nu e pregătit pentru oaspeți și poate că până în iunie, iulie, când or veni cu adevărat mai mulți, atunci să fim și noi câteva pregătiți. Să știți că Dumnezeu are o logică dincolo de logica noastră.
În afară de faptul că pământul acesta pe care vedem că se năpustesc puhoaie, numai pe din afară se năpustesc puhoaiele. Pământul este foarte, foarte avid de apă. Pământul are nevoie de apă, dar nu să treacă așa să se spele. Știți că acum și orice lucru cu un pământ uscat, nu putem să-l spălăm din prima. Întâi îl lăsăm, cum zice românul nostru, amoi. Și hainele care sunt mai murdare, așa le lăsăm amoi, la muiat. Așa e și cu pământul ăsta, trebuie să fie muiat. Ca să poată să germineze toate semințele, trebuie să fie muiat. Și Dumnezeu știe mai bine ca noi ce trebuie. Și eu sunt sigur că Dumnezeu mai lasă pe deoparte și pe frații noștri care s-au apucat de șantiere fără să știe cu câți oameni pornesc la lucru. Și poate că până în iulie, august, să fie altfel străzile. Mă gândesc eu că s-o gândi Dumnezeu. Pentru că a avea o relație cu Dumnezeu, asta înseamnă să te preocupe nu numai punctul tău de vedere, ci punctul lui Dumnezeu de vedere. V-am spus și altă dată foarte frumos, trebuie să știm întotdeauna orice facem, orice gândim, orice zicem, să ne gândim la faptul că lui Dumnezeu trebuie să-i placă lucrul acesta. Și după ce am făcut ceva sau urmează să facem ceva, ar fi mai frumos, înainte de săvârșire, să zicem, mă, eu place lui Dumnezeu ceea ce vreau eu să fac. După ce am făcut, să ne gândim, bă, eu fi plăcut lui Dumnezeu ce am făcut noi? Pentru că în momentul în care ne punem această întrebare, cu siguranță că smerenia este cu noi, nu mândria celui care zice, ia uite, bă, ce am fost eu în stare să fac. Eu cred întotdeauna că Dumnezeu dă exact ceea ce trebuie. Inclusiv lui Toma i-a dat să nu fie înfoișor în ziua învierii. I-a dat să fie mai departe, tocmai ca să îl lămurească. Pentru că dacă ar fi fost Toma din prima zi, ar fi fost și el de față cu ceilalți, dar atitudinea lui cu siguranță nu-l lăsa să doarmă cel puțin o săptămână, zice, bă, parcă ni s-a părut, da, și ăla zice la fel, da, mă, dar eram cu toți acolo, eram prea repede, repede, a treia zi după răstignire, poate ni s-a părut, poate că cine știe ce s-a întâmplat cu noi. Și atunci Dumnezeu i-a îngăduit un timp pe care nădăjduim noi că ni-l îngăduie și nouă. Adică momentul de îndoială este un moment pe care nu numai noi creștinii îl avem ca dar. Chiar înainte de Hristos se spunea dubito ergo credito, credito ergo sum, adică dacă mă îndoiesc, exist. Dacă mă îndoiesc de ceea ce se întâmplă în jurul meu, înseamnă că exist, înseamnă că cuget, înseamnă că gândesc ceva. Așa mă gândesc și eu la nenea ăla din spital care zice, bă, nu știu ce-o fi cu Dumnezeu, că noi numai atunci când suntem bolnavi ne aducem aminte de El. Probabil că Dumnezeu i-a dat acest dialog cu mine, scurt și cuprinzător și la obiect, astfel încât el să spună, să aibă grijă lui așa când o împlini, că n-avea decât vreo 60 de ani. Când o împlini 80 de ani, să zică, bă, era unul care a zis că nu se termine, bă, la 80, la 90. Dacă de Dumnezeu să aibă 90 de ani, vă imaginați cât timp o să mă pomenească? Nici nu trebuie să știe că sunt preot. Asta înseamnă să ai o urmă în cei pe care îi întâlnești. Să dai o mărturie. A da mărturie nu înseamnă neapărat să spui lucruri de nespus, să intri în tot felul de explicații și de justificări, ci să mărturisești că existi și să empatizezi cu cine trebuie să empatizezi, adică să, dacă îl vezi pe cineva suferind de o întrebare, trebuie să începi să suferi și tu de aceeași întrebare ca să ai răspunsul. Dacă nu suferi odată cu cel care îți așează o întrebare, niciodată nu o să poți să-i răspunzi pe limba lui. Trebuie să ai și tu această întrebare ca suferință a ta personală. Și după ce ai această suferință, poți să-i spui și tu, da, bă, nene, m-a durut și pe mine treaba asta. Și încep să-i spui câteva cuvinte, câteva vorbe și el o să-și aducă aminte oricând va suferi de acea întrebare, de răspunsul cu care v-ați bucurat împreună. Consider că Toma este geamănul nostru. S-au făcut mai multe supoziții
Că vezi, Doamne, Toma ar fi avut la una dintre mâini degetele unite și de asta s-ar fi lăsat în pronia divină ca el să se atingă de coasta Mântuitorului. Aș crede și pe asta, decât că Toma, din câte spune textul Evangheliei și după cum simțim cu toții, nu cred că a mai pus mâna pe coasta Mântuitorului. Pentru că Mântuitorul, dacă l-ar fi atins Toma, i-ar fi spus: măi, Tomo, pentru că m-ai pipăit, ai crezut. Dar nu, i-a zis: Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. E clar că Toma n-a mai pus mâna pe Mântuitorul. Și nici nu cred că era de pus mâna pe Mântuitorul, de vreme ce, ușile fiind încuiate, Mântuitorul a trecut prin ele. Și apropo de lucrul acesta, fac iar o aducere aminte a unui alt profesor, Dumnezeu să-l odihnească, care a fost și rector un an de zile până când a venit nebunia de s-au schimbat toate, Părintele Dumitru Radu, profesorul meu de dogmatică, care spunea: fraților, l-a întrebat cineva, care e diferența între romano-catolicism și ortodoxie? Zice, așa, ca să vă zic mai grosier și repede de tot, că n-avea timp la dispoziție, zice, diferența între icoană și statuie. Zice, dacă eu vă spun că într-o cameră există o icoană, voi vă duceți cu gândul la ea. E, dar ea treceți cu statuia cu ușile încuiate. Și cam aici s-a încheiat discuția. E clar că trebuie să ai o anumită mentalitate despre Dumnezeu și mai ales despre Hristos. Nu e nevoie să-L pipăi ca să strigi există. Că fratele Alghezii așa ar fi vrut. Dar nouă nu ne mai este necesară această pipăire, pentru că noi mergem dincolo de imagine, dincolo de simțurile acestea ale pipăitului, mergem tot pe un simț al văzului, dar mergem mai ales pe simțul credinței. Și aici ne aducem aminte de fratele nostru Constantin Noi, ca Dumnezeu să-l odihnească, vedeți că e parcă scormone și ară puțin și brazdă prin, dau brazdă adâncă prin creierul meu ca să-mi aduc aminte să-i pomenesc, care spunea: tată, pentru miros avem nevoie de nas, pentru văz avem nevoie de ochi, pentru auz de urechi, pentru gust de limbă și așa mai departe. Zice, da, să știți că și pentru filozofie și viață și înțelegere și mai ales credință avem nevoie de un organ. Dacă nu-l avem, nu-l mai avem și pace. Exact cum nu poate să vadă orbul, cum nu poate să audă surdul și cum nu poate să miroasă cel care n-are miros. Așadar, trebuie să avem și un organ al credinței care este inima. Așa cum Dumnezeu ne-a spus foarte clar că nu poate cineva să urască pe aproapele și să spună eu iubesc pe Dumnezeu, așa trebuie să știm și noi că organul credinței, organul cu care noi putem să percepem pe Dumnezeu, este în noi și este probat de faptul că este împrumutat întotdeauna celuilalt. Hristos nu este o stafie, este cel de lângă noi, dacă știm să-L îmbrățișăm frumos, dacă știm să-I vorbim frumos, dacă știm să ne purtăm frumos, atunci știm că avem organ al credinței și că metrul nostru etalon de a-L cunoaște pe Dumnezeu este la locul potrivit, așa cum este metrul etalon la Geneva și e făcut în aur și nu poate modifica așa prea lesne cum se modifică o caua din timpul lui Cuza până încoace prin târguri. Iubiți credincioși, cât de bine ne-a făcut nouă Toma, cât de bine ne-a făcut nouă acest apostol care s-a îndoit. Îndoiala lui acum este încredințarea noastră. Îndoiala lui devine certitudinea noastră și îndoiala lui ne dă de înțeles că și noi, atunci când ne îndoim, Dumnezeu ni se arată în alt fel decât credem noi și ne dă să-L vedem, ne dă să-L pipăim, deși nu mai este nevoie. Dumnezeu întotdeauna este în spatele rugăciunilor noastre, dar să știți că dacă noi ne rugăm pentru lucruri care ne-ar face rău, Dumnezeu este ca un părinte bun, ca un părinte exact cum face cu copilul care vrea să pună mâna pe sobă. Și părintele zice, nu, că frige, ai nu, tată,
cum a prins un loc liber copilul, s-a și dus să-și lipească mâna de sobă. Dumnezeu ne spune, dacă voi, păcătoși fiind, știți să dați copiilor voștri cele bune, apoi Tatăl vostru cu atât mai mult vă va da cele bune vouă. Și cine va da copilului său șarpe dacă îi cere pâine? Iubiți credincioși, Dumnezeu, dacă noi îi cerem șarpe, bineînțeles că nu ni-l dă. De aceea poate că sunt și rugăciuni pe care Dumnezeu nu le împlinește. Nu le împlinește pentru că ne-ar face nouă rău. Imaginați-vă ce ar fi cu cineva care ar vrea de toate, care ar vrea viață mai lungă decât generația sa. Numai la asta m-am gândit în ultima săptămână. Băi, fraților, știți care ar fi pedeapsa pentru un om care trăiește? Că mai auzeam o năzăvărie că a trăit 136 de ani, nu ziceau că ba, alții că nu, mă rog, treaba lor. Dar cât de trist poate să fie un om care își îngroapă copiii, apoi își îngroapă nepoții, apoi își îngroapă strănepoții. Nu e nici chiar așa. Trebuie să fim atenți, să știm și să considerăm că suntem într-o generație. Generația noastră merge odată înainte ca să lase pe celelalte să vină după. Altfel s-ar amesteca planurile, s-ar amesteca rudenile și n-am strânge decât ura celorlalți, iete, bă, pe ăsta l-a uitat Dumnezeu. E cam așa se pune problema, pentru că Dumnezeu, doar dacă vrea să-și râdă de cineva, îl lasă la mintea lui. Așadar, trebuie să știm că Dumnezeu ne împlinește cererile și dacă nu le-a împlinit, cu siguranță că ele n-au fost de împlinit. Știu că sunt multe rugăciuni pe care le înălțăm spre cer, dar dinspre cer vin răspunsuri pentru rugăciunile adevărate și care, într-adevăr, sunt de folos nouă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să știm cum să primim aceste rugăciuni, să știm cum le aruncăm așa către Dumnezeu și mai ales să știm să mulțumim atunci când ele coboară de la Dumnezeu spre noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Hristos a înviat! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Peste cerul Hristos, Dumnezeu tău, și peste tot pământul, slavă ta! Și cer din morminte, viața ta este Dumnezeul nostru. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Drepți primind dumnezeieștile, sfintele nemuritoare, de cerești deși de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată, desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Tu ești sfințirea noastră și ție slavă. Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim.
să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăși întru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Mirea bisericii tale păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc eu la casei tale, tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta și înălța pe noi cei ce ne dăși întru tine. Pace lumii tale dăruiește, bisericilor tale, preoți și tot poporul tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne-a venit viață veșnică, în timpul Sfintei Îngerilor Cerului de a treia zi. Hristos a înviat! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Cel ce-ai primit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, sfătarea și hrana noastră, care pe cei tăi tine și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuțindu-i tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade, le binecuvintează și sfințește pe cei ce nu sunt întrinse că ceea ce este slava Ta și sfințirea Sfântului Ierar Nicolae s-au pus înaintea de grăbii Tăi. Încă și spre până ce s-a sfârșit într-o dreapta credință a robilor Tăi și supămâni și a robilor Tăi Vitalie, Veaceslav, Lidia, Serafima, Leonida, Danilă, Roxa, Ana și Emil cu tot neamul lor ce a dormit. Și dăminește-le lor împlinirea dorințelor ce au frumusat acestea și orice săvârșiți pământirea toate cele ce crede mântuiește să trebuie bunătăților tale celor veșnice. Pentru rugăciune preacuratei, prea binecuvântatei, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarei și pururea Fecioarei Maria și a tuturor sfinților care din veac au binecuvântat-o, că Tu ești Cel ce binecuvintezi, sfințești toate și Ție slavă înălțăm împreună celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne dăm viață veșnică, închinăm unei Sfinte Îngerilor Celui de a treia zi. Vine aduce să prorocul Însuți manifestase de Zorul nostru, Cel ce vine să începătească în Dumnezeu și Sfântul noastră, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne dăm viață veșnică, închinăm unei Sfinte Îngerilor Celui de a treia zi. Moartea pe moarte călcând și cer din morminte, viața mea dăruire. Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnește, 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 prea cucernice Părintele, binecuvintează. Cel
ce prin ușile încuiate a intrat la postul și ucenicii săi și pe Toma l-a încredințat. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul sfântăcașului acestuia, pentru rugăciune Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, pentru rugăciunile Sfântului Simeon, ruda Domnului, Arhiepiscopul Ierusalimului, a cărui pomenire a săvârșit astăzi, și pentru rugăciunile Sfântului Apostol Toma, ale Sfinților Dreptilor, Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, mă bucur că an de an începem să înțelegem câte ceva și mi-aduc aminte de acum vreo 10-12 ani când biserica era goală pentru că toată lumea era prin cimitire, era să scormonească acolo, să vadă dacă există sau nu există. Tradiția spune că în săptămâna luminată mormintele sunt goale. Acum, dacă nu avem credință și începem să scormonim, ne asemănăm unui agricultor nebun care după ce a pus grâul, din 10 în 10 zile se ducea și să controleze dacă începe germinația. Și bineînțeles că s-a ales praful de cultura lui, pentru că un bob de grâu nelăsat în pământ să iasă când trebuie și îi se rupe rădăcinile mereu, cu siguranță că nu va mai învia cel pe care noi tot îl perpelim de colo-colo, bapul lacrim, bapul tot felul de îndoieli și neîncrederi. De aceea spuneam că trebuie să-i lăsăm așa frumos, acum să nu credeți că se referă la ceea ce este deasupra mormântului, nu? Deasupra măcar să fie, mai dăci noi o sapă, mai smulgem o iarbă, mai nou, mai spălăm o gresie, dar oricum trebuie să facem ceva ca să dovedim că avem credință în lucru curat, nu în cel acoperit de buruieni. Să vă dea Dumnezeu timp frumos mâine celor care vom merge prin cimitire să facem pomenirile celor răposați și pentru a da un răspuns colectiv la întrebarea cu ce să mergem mâine la cimitir, pentru că am foarte multe mesaje pe tema aceasta. Încă suntem în perioada pascală și coliva a fost înlocuită de cozonac și de ouă roșii, dar de preferat nu cele pe care le-am înroșit în Joia Mare, ca să nu se întâmple ceva, și o sticlă de vin și lumânarea, care știți, este simbolul jertfei. Lumânarea și flacăra se întreține datorită faptului că se topește ceara și se arde fitilul. Așadar, ne așteaptă și cei care au trecut dincolo, pentru că în măsura în care ne îngrijim noi și de trecut, așa se vor îngriji de noi când vor fi trecut pentru ceilalți care vor fi în viitor. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă și Toma să fie încredințat de faptul că ceea ce a făcut, a făcut pentru noi, mai mult decât pentru el însuși. La mulți ani și celor care poartă numele de Toma, eu am mai pomenit câteva nume foarte interesante pentru ziua de astăzi, numele de duminică. Este iarăși, ca să nu vă spun că în fiecare duminică Anastase și Anastasia sunt onomastice, pentru că Anastase o să înseamnă înviere și înviere s-a săvârșit duminica și în fiecare duminică este numele lor. Dacă sunteți binecuvântați în neam cu vreo Anastasie
și Anastase, ați rezolvat fiecare duminică, aveți cum să spuneți, să trăiască cu numele. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă, spor și mult ajutor și să purtăm mai departe această mărturie că Hristos a înviat, adevărat a înviat. Amin.